Rolul din Kira Kiralina este primul tău rol principal într-un film, deși ne reprezintă primul contact cu lumea filmului. Cum a fost această experiență? Fiind rolul principal, îți dai seama că eu am fost mult mai tensionată și am avut emoții foarte mari și... știi cum e? Când nu prea ai experiență în lumea asta, deja, nu știu, aveam trepidații, măi, dacă nu o să fie ce trebuie, dacă nu o să fiu la nivelul așteptărilor, dacă. Dar, sper, acum o să vedem și răspunsul publicului, știi cum e, eu zic că a fost bine. Cum ai aflat de acest rol? Cum ai primit rolul? Eram întâmplător în România, venisem, bineînțeles, să-mi vizitez familia, nu... vin foarte des, dar nu știu, parcă am fost așa, omul potrivit la momentul potrivit. Și doamna Oana, cea care a făcut costumele, doamna Oana Păunescu, este prietena, aș vrea să spun. O să vedem ce zice și dânsa. Și dânsa mi-a spus că este să face un casting pentru un film regizat de domnul Dan Pița, că e vorba de Kira Kiralina și tot așa, și atunci mi-a zis că na, castingul e în perioada, fix în perioada în care sunt în România, de ce să nu merg, de ce să nu încerc? Și am fost la casting. De foarte multe ori am fost la casting, nu așteptam chiar de atât de multe ori, dar am fost de, cred că de vreo 6 ori am fost la probe. A fost așa, da, nerve-wracking. În prezentarea peliculei se spune că filmul are o aură orientală și aduce pe ecrane atmosfera magică întâlnită în 1001 de nopți. Unde au fost realizate filmările și dacă au fost păstrate reperele din carte? Filmările au fost făcute la Castel Film și casa, într-adevăr, nu știu, excepțional. N-am cuvinte. Eu când am intrat acolo a fost... E o lume de vis, o lume care eu personal nu n-am avut experiența asta să întâlnesc. Excepțional. Și este, într-adevăr, fix ca în 1001 de nopți. Kira Kiralina este ecranizarea cărții cu același nume al lui Panait Istrati. Sau doar o inspirație din opera sa? Nu, Kira Kiralina este într-adevăr bazată în linii mari pe povestea Kira Kiralina. S-au schimbat anumite chestii, dar în mare, în linii mari, păstrează cam același linie. Spuneai mai devreme că îți place muzica din film. Cine a făcut-o și cum ți se pare? Muzica din film a fost excepțională și băieții au venit și au cântat pe set și ne-au încântat. Este semnată de trei parale, de formația trei parale. Și ce pot să zic? Pe mine cel puțin m-au minunat, am stat, i-am ascultat cu cel mai mare drag și mă bucur, mă rog, că am fost acolo, că am luat parte din tot proiectul Kira Kiralina. Cum a fost colaborarea cu regizorul Dan Pița? Excepțional. Nu mai cuvinte de laudă. Cred că, nu știu, pentru mine, fiind și primul rol, dânsul având atât de multă experiență, nu știu, a știut și m-a încurajat și... Nu știu, excepțional. N-am ce să reproșez, efectiv. Actrița Iulia Dumitru este... Mama mea. În film. În film, da. Cum a fost colaborarea cu Iulia? Noi am înțeles foarte bine pe set, mă rog, și în afara setului, de ce să mint. Toată lumea m-a ajutat. Eu fiind cea mai mică în proiectul ăsta, să zic. Poate nu cea mai mică, dar cu cea mai puțină experiență. Și toată lumea a fost acolo să mă ajute, să mă încurajeze, să-mi spună că e bine, să-mi spună că, măi, uite, aici poate ar trebui să mai lucrez puțin, gândește-te că ea este așa și nu știu ce. Deci, excepțional, toți m-au ajutat. Și chiar cineva mi-a scris la un moment dat pe Facebook că, băi, voi chiar semănați. Sunteți cumva înrudite? Nu. Dar, în film, sigur. Ești un top model de succes în America și ai colaborat cu nume mari din lumea modei.
Cum a fost să treci de la lumina reflectorului, de la prezentările de modă în fața camerelor de filmat? Eu am început, de fapt, în Europa și am tot călătorit din America, în Europa și tot așa. Modeling, în general, nu e un loc unde să zici că nu mai ai baza într-un singur loc. Trebuie să te plimbi, știi? Iar trecerea asta a fost destul de... într-un fel, destul de ușoară, în sensul că, mai nou în modă, toată lumea a descoperit filmul. Și toată lumea, fiecare campanie are cât un filmuleț, fiecare, bineînțeles, nu e cu aceea substanță, nu o să poți, nu se trece chiar atât de ușor de la modă la actorie, că atunci toate am fi actrițe. Bine, sunt și multe actrițe. Dar, da, zic că, nu știu, măcar cel puțin te obișnuiești cu camera de filmat și nu-ți așa frică de ea. Că, nu, e un pic... Care a fost cel mai plăcut moment în timpul filmărilor? Doamne, nu știu dacă aș putea să aleg vreunul. Uite, de exemplu, cum mi-am dat eu seama că îmi place foarte mult să lucrez la filmul ăsta, nu-mi place să mă trezesc dimineața. Deci nu știu de ce, dar parcă mă trezesc așa cu fața la ceașa. Nu, eu nu vreau, nu mai vreau 5 minute. Dar... era iarnă când s-au făcut filmările și trebuia să ne trezim la 5 dimineața. La 5 dimineața Iulia se trezea și cu zâmbetul pe buze se urca mașinuță și mergea la castel film. Așa că din cauza asta am zis, mai gata, asta e pentru mine, e ceva excepțional. Și cel mai neplăcut moment? Nu știu să zic dacă... Momente neplăcute, chiar nu trece prin cap nimic. Nu știu, am fost extaziată că lucrez la proiectul ăsta și n-am stat, ori fi fost, nu zic. Probabil că au fost, toată lumea are câte un moment neplăcut, dar nu i-am dat atât de multă atenție încât să-mi rămână acolo undeva. Ce urmează acum pentru tine după acest film? Te gândești să mai mergi și la alte... castinguri, să mai continui lumea filmului? Bineînțeles. Cum? Sigur. Da, îmi place foarte mult filmul și dacă o să am norocul de a lucra cu oameni la fel de minunați, ar fi excelent. Dar știi cum e, tot aștept. Aștept să văd. Trebuie să fiu din nou om potrivit la locul potrivit. În schimb, moda merge mai departe și să vedem. Proiecte din toate părțile sunt. Mama, trebuie să știi cum să le alegi, cum să le... Cum spuneam mai devreme, ai avut foarte multe colaborări cu artiști din modeling. Ce urmează în modeling pentru tine? Vai, modeling e foarte ciudat într-un fel, că am agenții în punctele cheie. Am agenții, de exemplu, în Anglia, în Franța, în Italia, în America și atunci... În fiecare agenție am câte un agent care se ocupă pentru mine. El îmi caută și găsește, știi? Și le pune cap la cap. Și atunci eu trebuie doar să, știi cum e vorba aia, go with the flow. Eu mă duc unde îmi spun ei. Așa că cred că o să merg la Paris câteva zile, apoi Londra și apoi New York. Bine, eu m-am stabilit la New York de 5 ani de zile, tot stau acolo. Dar uite că tot în România se mai întâmplă câte ceva. Și cu filmul ăsta urmează să te prezinți, să mergi mai departe cu el, să ajungeți să-l prezentați în festivaluri sau... Eu sper că da. Nu știu, n-am vorbit cu echipa să vedem ce zic ei. Oricum eu așa zic. E cel mai bun film. Atunci, mult succes în ambele cariere și aștept să vedem filmul. Vai, și eu aștept. Aștept să-l vadă toată lumea și aștept și impresii, bineînțeles, să văd ce și cum, care e răspuns. Mulțumesc frumos! Și eu îți mulțumesc! Numai bine!